Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă dezbatere Hot News Live de la distanță. Astăzi vom vorbi despre o temă de maximă actualitate și ce poate fi mai de actualitate decât coronavirusul. Sunt Clarins Dinul și la această dezbatere de astăzi i-am ca invitați pe profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Pe expertul în politici de sănătate, Vlad Mixici. Bună ziua, Vlad! Bună ziua, bine v-am găsit! Și în timpul dezbaterii ni se vor alătura colegii mei de la Chișinău, Vitalie Călugăreanu. Bună ziua, Vitalie! Bună ziua! Și colega de la Iași, de la Ziarul de Iași, Mădălina Olariu. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua! Domnule profesor, aș începe cu dumneavoastră. Pentru că vedem în ultimele zile o creștere a numărului de cazuri de infectări cu coronavirus. Și v-aș pune întrebarea pe care o pun și cititorii hotnews.ro. Asistăm deja la al doilea val de îmbolnăviri? Este o creștere pe care înregistrăm de mai mult de câteva zile, de vreo două săptămâni, chiar mai bine de două săptămâni. Ea a început să se manifeste la jumătatea lunii iunie. Și eu n-aș cataloga-o ca al doilea val, mai degrabă chestiunea asta cu valurile pe mine nu mă pasionează. Mi se pare mai degrabă că trebuie să urmărim trendurile și să luăm și măsuri în consecință. Cred că este, practic, o situație care era oarecum așteptată, dar nu cred că a fost așteptată în sensul dublării numărului de cazuri. Suntem, de fapt, dincolo de dublu numărului de cazuri înregistrați în perioada anterioară. Care ar fi cauza acestei dublări a numărului de cazuri? Asta m-a spus pe spadă să vedeți care este cauza. Eu merg și eu pe spadă, mă uit ce se întâmplă în spațiile publice și mă uit ce se întâmplă și în spațiul public, mai ales pe titlul emisiunii dumneavoastră este informare și dezinformare. Cred că dezinformarea este extrem de prezentă în spațiul public, pe de o parte, iar pe de altă parte, nu mă refer numai la dezinformarea făcută intenționat, ci mă refer și la cea făcută neintenționat, datorită unor bârbe de natură profesională sau administrativă. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în weekend, când numărul de teste raportat a fost de vreo 6 ori mai mic decât cel realizat, ceea ce a ridicat semne de întrebare legate de credibilitatea datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică. Lucrul ăsta se răsfrânge asupra complianței publicului la măsurile simple care ar trebui să le respecte, pentru că pur și simplu nu știe ce să mai crede. Practic, avem de-a face, asistăm la acea neîncredere în autorități. Da, este una dintre probleme. Bine, asta e o chestiune veche. Nu este de acum neîncrederea în autoritățile publice în general și de multe ori cele din sănătate în special. Cred că este una dintre cauze, dar nu este singura cauză. Lumea a obosit și pe de-o parte și pe de-altă parte, în mod tradițional, se spune că se încearcă, cum se spune, să se fenteze recomandarea prin diverse artificii sau pur și simplu prin neglijarea unor măsuri simple care cred că ne aduceau sau ne mențineau în zona de confort în care eram în următorul 20 de zi. Aș trece la Vlad Mixici. Vlad, eu în ultima perioadă și probabil și tu, pentru că noi ne plimbăm prin oraș, eu folosesc transportul în comun, metrou, tot felul de taxiuri, văd lume fără mască și unul dintre motivele pentru care spun că nu poartă mască este că acest coronavirus nu există și că este o poveste. De ce crezi că oamenii cred
că nu există coronavirusul în condițiile în care, totuși, mijloacele de informare în masă au prezentat cazuri și cazuri grave. Deci este această tentație de a spune că nu există coronavirus și că ei nu cunosc pe cineva care a fost infectat cu acest virus, care am văzut că este totuși mortal. Există un răspuns care mă obligă să speculez cumva, pentru că nu există deocamdată studii despre asta. Eventual ne putem baza pe cercetările care s-au făcut în privința bolilor sau bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare sau a vaccinurilor în general, unde vedem cumva același fenomen. Fenomenul acesta are trei ingrediente majore. Unul dintre ele este pur și simplu, ca să mă exprim în termeni prețioși, distalitatea fenomenului față de, sau mai exact, câți oameni care au avut coronavirus și eventual s-au îmbolnăvit de COVID, au avut și boala, cunoașteți, da? Asta e întrebarea esențială în acest mecanism. Eu personal, din cauză că datorită anturajului și a zonei în care lucrez, pot spune că cunosc trei oameni care au coronavirus, cunoștințe și prieteni care au avut boala, o formă mai ușoară, una chiar mai către severă. Ori din această perspectivă, pentru mine, factualitatea existenței acestei boli nu are nicio urmă de îndoială. Acum, dacă ne uităm procentual, avem un număr procentual din populația României care duce direct către această concluzie logică. Există mulți români care nu cunosc deocamdată pe nimeni care să aibă coronavirus și COVID. Peste acest fundal apare o expunere foarte mare la dezinformare și teorie conspiraționistă, care este, din păcate, vehiculată pe principale canale mediatice, în special televiziuni. Are vectori de imagine care folosesc această criză ca să capete notorietate. Există inclusiv persoane care au pregătire medicală care susțin asta în public sau cel puțin încearcă să minimalizeze aceste aspecte. În România, din cauza laxității grozave a Colegiului Medicilor, de pildă, în a aplica orice fel de sancțiuni medicilor care spun asta, pentru că aici nu mai vorbim de dreptul la opinie liberă, ci vorbim de punctul în care dreptul la opinie liberă se intersectează cu datoria de a-ți practica etic și moral meseria și jurământul pe care l-ai pus și, în ultimul rând, dincolo de jurământ, legislația în vigoare, anume să nu periclitezi sănătatea publică, că vorbim de medici. Există această laxitate. Ca să rezum, iar o întâmplare, o anecdotă pe care am trăit-o pe pielea mea, foarte grăitoare. Eram acum câteva zile într-un supermarket, marea majoritate a persoanelor purtau măștile corect, erau și câțiva care purtau măștile incorrect, dar era un tânăr așa foarte, arăta foarte cool, care era practic singurul din acel magazin fără mască. Nimeni nu i-a atras atenția pe o anumită perioadă de timp și m-am dus la un moment dat și l-am întrebat: de ce nu purtați mască, ar trebui să o faceți. Reacția lui primă, știți care a fost? Nu să îmi spună că, uite, prima reacție a fost: dar ce o să-mi faci dacă nu o port? Ori în astfel de condiții, dacă nu există și un anumit mecanism de reglare a răspândirii acestor conspirații, care e adevărat că e foarte delicat și greu de calibrat, atunci evident că o să avem o inflație de astfel de teorii conspiraționiste. Iar al treilea ingredient este ceea ce am și
a și spus domnul doctor Rafila mai devreme, și dumneavoastră, lipsa de încredere în autorități, fie că sunt autoritățile statului, fie că sunt autorități medicale, lipsa de încredere, această lipsă de încredere alimentată de fie de gafe de comunicare impardonabile, ce s-a întâmplat în acest weekend în orice țară ar trebui identificată persoana respectivă și concediată categoric și sunt convins că se poate face asta, nu știu de ce nu se face. Și pe tot acest melanj, în toată această furtună perfectă, ca să spun așa, mai apare și un fenomen vechi de când lumea și pământul. În toate pandemiile, de când lumea și pământul, au proliferat foarte mult teoriile conspiraționiste. De ce? Pentru că încă nu știm suficient de multe despre acest virus, la fel cum înaintașii noștri nu au știut suficient de multe despre HIV, nu au știut suficient de multe despre virusul gripal care a stat la baza epidemiei de gripe spaniole și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe exemple. Ori creierul nostru e așa construit, și aici vorbim de dovezi științifice, e construit de așa manieră încât încearcă să găsească o explicație la orice fenomen, chiar dacă acea explicație este total ilogică, și de obicei cu cât explicația e mai scurtă și mai simplă, cu atât e mai facil să o adaptăm și să o adoptăm practic. Și evident că în situații de o asemenea complexitate, explicațiile simple nu sunt, sau foarte rar sunt adevărate. Aș continua ideea ta, Vlad, și m-aș reîntoarce la profesorul Rafila. Domnule profesor, iată că au trecut mai bine de 6 luni de când ne confruntăm cu această problemă de sănătate publică, nu doar în România, la nivel global. Ce știm până acum clar despre coronavirus și ce nu știm? Despre coronavirus, începând cu structura lui, cu secvențierea genomică, continuând cu ulterior, continuând cu metodele de diagnostic molecular, care permit un răspuns adecvat dacă avem și o strategie de testare corectă, ceea ce pot să spun că în România, în momentul de față, se desfășoară așa cum trebuie. Nu știm suficiente lucruri, dacă vreți, în același context, legat de răspunsul imun, de durabilitatea răspunsului imun, de tipul de anticorpi, nivelul lor, nivelul anticorpii neutralizanți, dacă există supersistență, așa mai departe, ceea ce pune în discuție inclusiv această posibilitate a reinfectării. Este o chestiune care este posibilă, dar ea nu trebuie confundată, de exemplu, cu expresia prelungită a virusului, care câteodată este considerată de unii ca fiind vorba despre o reinfectare. Sunt foarte multe lucruri și cred că ceea ce interesează cel mai mult este formula terapeutică ideală, care din păcate nu există în acest moment, și cum putem să prevenim în mod specific boala prin vaccinare. Există, să știți, în momentul de față mult peste 100 de vaccinuri candidat. Câteva dintre ele sunt chiar în faza 3 a trialurilor clinice, dar speranțele se leagă de un vaccin, fie că e vorba de Europa, de Statele Unite sau de China, dar cu siguranță vom mai avea de așteptat până el va fi și disponibil, pentru că una este să descoperi un vaccin și altceva să faci într-o cantitate așa de mare, dar oricum, sub câteva concluzii, imunitatea e probabil destul de durată, e posibil să avem nevoie de mai multe doze de vaccin pentru obținerea unei imunități care să fie convenabile pentru întreruperea transmiterii în această epidemie. Și astea sunt lucruri care deja s-au discutat și care, până la urmă, fac și obiectul unor înțelegeri, atât la nivel european și Statele Unite, legate de achiziția de vaccin. Sper să avem și noi inteligența să ne asociem unei astfel de formule care să permită accesul la un vaccin atunci când el va fi disponibil în prima parte a ciclului de producție.
Deci, ca să răspundem celor care ne-au scris în România, când ar putea veni un astfel de vaccin? Trebuie să-l avem ca și produs care să fie aprobat de o autoritate competentă, fie că discutăm de Agenția Europeană sau de FDA, dacă discutăm de Statele Unite, sau chiar de o autoritate națională. Deci întâi trebuie înregistrat un vaccin care să fie eficace și sigur în același timp. Astea sunt cele două caracteristici ale unui vaccin. Rămâne să vedem ce formulă de vaccin, cum se administrează, câte doze se administrează și sigur că disponibilitatea lui depinde și de dorința noastră și de capacitatea noastră de a adera la anumite formule. Există în momentul de față în Europa două formule, dacă vreți, una inițiată de 4 state, care au și pus o sumă impresionantă de bani, 750 milioane de euro, ca și costuri inițiale care se acoperă cercetarea firmei AstraZeneca, care se facă posibil și accesul rapid. Orice țară din Uniunea Europeană poate să adere la acest mecanism. Și, dar este în afara Comisiei Europene, acest mecanism, și altul împreună cu celelalte state membre, într-un mecanism coordonat de Comisia Europeană, rămâne să vedem care va fi formula agreată. Important este să nu numai să ne exprimăm disponibilitatea, dar și efectiv să participăm la acest proiect, program de dezvoltare. Mai mult, companiile producătoare s-au angajat să pună la dispoziție vaccinul fără câștiguri comerciale la prețul de producție. Și atunci acest avantaj probabil că va putea fi oferit numai statelor care au contribuit de la început la dezvoltarea. Din informațiile dumneavoastră, de la București s-a făcut ceva mai mult decât aș exprima dorința să contribuie pentru găsirea unui vaccin? Nu am informații mai mult decât nu cred că s-a concretizat lucrul. Ar fi fost anunțat dacă s-ar fi concretizat. Noi am avut niște discuții așa publice legate de acest subiect, ulterior am văzut și reacția Ministerului Sănătății care și-a exprimat interesul. Acum, dacă acest interes este și materializat, nu am informații. Dar nu cred, pentru că dacă s-ar fi materializat, cu siguranță am primit informații. Aș reveni la titlul emisiunii noastre despre informare și dezinformare în criza COVID-19. Și de când a început această epidemie în România, întotdeauna s-au pus sub semn întrebării testele pentru depistarea coronavirusului. Multă lume spune că sunt prea puține, alții că nu se fac testele pentru imunitate. Cum stăm de fapt la acest capitol, domnule profesor? În momentul de față, capacitatea instalată, cum zicea domnul Orban, premierul României, capacitatea instalată este de circa 17.000 de teste. Dumneavoastră ați văzut că, în mod obișnuit, în cursul unei săptămâni, se testează undeva între 11 și 13.000 de persoane. Ce nu înțelege lumea este că acest număr de persoane care sunt testate, nu sunt pur și simplu, nu este un plan în care spune, domne, astăzi luăm 11.000 și mâine luăm 5.000 sau 20.000. Nu. Astea sunt persoane care întrunesc acele definiții și recomandări pentru testare de pe realizate de Institutul Național de Sănătate Publică. Ele nu sunt invenția românească, sunt categoriile de persoane care sunt recomandate atât de Centrul European de Control al Bolilor, cât și de Organizația Mondială a Sănătății. Și, în principiu, sunt persoane simptomatice, orice persoană simptomatică, care poate să apeleze la un serviciu medical, nu numai din spitale, sau, dacă ne referim la personalul medical care este inclus în aceste categorii, plus mai sunt câteva alte categorii de persoane care sunt asimptomatice, dar prin natura afecțiunii se recomandă testarea periodică, fie că discutăm de pacienți oncologici, dializați, și așa mai departe, imunosupresați, care urmează să fie supuși unor manevre medicale. Deci, practic, astea sunt testele care se trimit din teritoriul
sunt probabil sute de locuri de unde se recoltează, sunt trimise la rețeaua de laboratoare care a fost inclusă în program de Ministerul Sănătății, dar să știți că testări se fac și la alte laboratoare care nu sunt incluse. Aici cred că mai ar avea de lucru destul de mult Ministerul Sănătății, pentru că există laboratoare de foarte bună calitate care nu sunt incluse în acest program, timp ce alte laboratoare care sunt mai puțin experimentate, ca să mă exprim așa frumos, fac parte din acest program. Deci există și aici o posibilitate de îmbunătățire a capacității de viață. În ceea ce privește altă categorie de teste, testele serologice, sigur că ele sunt utile, dar trebuie lumea să înțeleagă la ce se folosesc. Testele serologice se pot folosi pentru diagnostic în cazul în care, de exemplu, testele de biologie moleculară sunt negative la un pacient simptomatic și atunci putem încerca un test care detectează un anumit tip de anticor precoce, se numește imunoglobulina E, acel tip de anticor. Sau, dacă vrem să vedem dacă o persoană a trecut prin boală, folosim testele care identifică anticorpii de tip IgG, adică cei care rămân după trecerea prin boală și care, în principiu, ar putea să asigure imunitatea, dar și acești anticorpi, în momentul de față, nu putem să-i detectăm din punct de vedere cantitativ, ci numai prezența lor. Alte tipuri de testări, ați văzut voluntari în fața blocului, în spatele blocului, în tot felul de locuri care unii vor să facă testare ca și cât ar fi un fel de tombolă, sau nu știu exact ce să compar. Nu cred că sunt utile, pentru că ele pot să creeze confuzie. În primul rând că un test de biologie moleculară negativ nu are relevanță, pentru că peste două zile același pacient poate să devină pozitiv sau să se infecteze peste două, trei zile. Așa că nu are niciun fel de relevanță, mai mult creează o senzație de falsă siguranță. Iar testele rapide care detectează anticorpi nu s-au dovedit utile. Toate statele din Uniunea Europeană care au achiziționat așa ceva au renunțat rapid să le folosească pentru imprecizia foarte mare, deci rezultate fals pozitive sau fals negative în procent important. Ele trebuie utilizate cel mult în context clinic, dar, repet, preferăm testele imunologice serioase de tip ELISA sau chemiluminescență, care se fac în laborator, nu sunt teste rapide ca care și le face oricine. Și acelea au totuși o specificitate și o sensibilitate serioasă, bună, peste 99% există în momentul de față astfel de teste și atunci putem avea încredere mult mai mare în ei. Dar politica de vaccinare trebuie stabilită de una dintre unități, nu de vaccinare, scuzați-mă, de testare din instituțiile de sănătate publică și aici trebuie să fie foarte clar Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, pe plan local, Direcția de Sănătate Publică. Aici, ideea asta că sunt tot felul de inițiative pentru testare, nu este niciun fel de problemă, cu o condiție, să nu se subsumeze responsabilității de sănătate publică, pentru că sănătatea publică nu poate fi făcută de orice fel de instituție care nu are atribuțiile ei așa ceva. Domnule profesor, v-aș adresa două întrebări de la cititor exact pe această temă. În România se vorbește de aproape 700.000 de teste prelucrate, dar știm câte persoane au fost testate? Adică știm exact câți români au fost testați în acest moment? Câte persoane? Am mult fi fost toți români. Câte persoane? Conotația asta așa națională, românii testăm separat de alte naționalități. Deci, haideți să vedem câți pacienți avem noi diagnosticați. Deci avem vreo 26.000 de pacienți diagnosticați. Să presupunem așa că avem la fiecare pacient așa o medie de 4-5 teste de cei diagnosticați. Pentru că, știți bine, se face un test la început, unul, două la sfârșit trebuie să fie negative. La mulți am mai făcut și vă parcurs, deci avem cel puțin 5 teste. Deci dacă am scădea vreo 150.000 de teste din totalul testelor efectuate, am ajunge la o valoare
de 550.000, probabil ceva mai puțin, pentru că există și persoane care s-au testat repetat, mai ales în rândul personalului medical sau în rândul altor categorii. Așa că eu cred că ne apropiem de jumătate de milion de persoane care au fost testate. Și a doua întrebare, tot referitoare la testare. Ministerul Sănătății anunțase că va începe o testare la nivel național începând cu luna iunie. Știți, a început această testare? Da, a început. Ea presupune colectarea de seruri din județe. Sunt 29.000 de seruri care trebuie colectate. Persoanele care urmează să fie înrolate vor fi informate, trebuie să completeze sau să semneze un consimțământ împreună cu câteva date legate de eventualele patologii pe care ei le au. Aceste seruri vor fi adunate la nivelul direcțiilor de sănătate publică și ulterior primise la Institutul Național de Sănătate Publică, unde vor fi testate printr-o metodă cu cea mai bună sensibilitate și specificitate existentă în acest moment. Sunt 9 categorii de vârstă, conform recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, iar designul acestui studiu a fost, sigur, nu a fost făcut de ei, dar a fost discutat cu reprezentanți, cu experți de la nivelul Centrului European de Control al Bolilor și Organizației Mondiale a Sănătății, mai exact Biroul European pentru, Biroul pentru Europa al OMS. Ăsta este studiul, el va dura puțin până, pentru că știți, există inegalități, dacă vreți, și capacitatea direcțiilor de sănătate publică de a gestiona un astfel de proiect, toate că nu este mare lucru, cred eu, totuși sunt în jur de 700-750 de seruri care se recoltează de la un județ mediu ca populație, adică un județ mediu în România are circa 450.000 de locuitori și de la un astfel de județ se reportează circa 700 de seruri din cele 9 categorii de vârstă, cum vă spuneam, de la persoane care merg pentru investigații sau pentru pur și simplu pentru un check-up periodic și o parte din serul reportat va fi trimis către Institutul Național de Sănătate Publică. În felul ăsta sperăm să avem într-o lună de zile seruri de adunat pentru că ele se poate să fie lucrate pe o platformă tehnologică rapidă, respectivă rapidă, o platformă de mare capacitate. Aș da legătura acum colegilor mei de la Chișinău și de la Iași. Cu siguranță au întrebări să le pună invitațiilor din de astăzi de la dezbatere. Aș începe cu colega Mădălina Olariu de la ziarul de Iași. Mădălina, te rog să adresezi întrebările pe care le-ai pregătit invitațiilor. Cu siguranță ai multe. Da, una dintre întrebări făcea referire la medicii spun că s-a remarcat în ultima perioadă o incidență a cazurilor în rândul persoanelor de 30 de ani sau chiar mai tinere. Credeți că o parte din aceste infectări sunt cauzate de diversele dezinformări, adică au devenit tinerii mai puțin responsabili? O să fac astfel de afirmații, pentru că n-am mutoleți. Dar totdeauna când se generează un anumit curent de opinie neadevărat, pentru că despre asta discutăm, nu? Sau pe baza unor informații neadevărate, evident că există și victime, dacă vreți, ale dezinformării și unele dintre persoanele infectate, cu siguranță, sunt victimele dezinformării. Asta este foarte clar, pentru că Vlad aici are probabil și mai multe argumente decât am eu, dar este clar că dezinformarea are consecințe. Nu putem să spunem că dezinformarea este pur și simplu ceva abstract care nu se traduce și în modificări comportamentale care până la urmă duc la apariția acestui lucru. Cred că și Vlad are ceva de spus la această întrebare, are un răspuns? Da, sunt două posibilități la problema asta pe care ați ridicat-o. Una este că într-adevăr să existe
o creștere a incidenței pe grupe de vârstă. Asta ar trebui să ne spună Institutul Național de Sănătate Publică. Datele cel puțin ar trebui să fie disponibile și presei. E important de remarcat un fenomen statistic aici, evident, cu cât crește numărul de cazuri, cu atâta tinde să se normalizeze distribuția cazurilor și atunci e evident că dacă în cazul României a fost un număr mai scăzut de cazuri pe anumite grupe de vârstă, pe măsură ce crește numărul de cazuri, distribuția tinde să se normalizeze. Dar asta, cum spuneam, asta se poate dovedi în funcție de datele pe profile de vârstă de la INSP. Al doilea răspuns posibil la această întrebare este legat de tradiționalul, vechiul și larg răspânditul fenomen e o anomalie până la urmă statistică de a judeca un fenomen prin valorile sale extreme ori prin anecdote de acest gen. E un lucru, un fenomen căruia îi credem mulți victimă, și anume dacă mergem într-un oraș și ne întâlnim cu 5 persoane blonde și foarte bine făcute, atunci vom presupune că ia uite ce mult face lumea sport în acel oraș plin de blonzi. Statistic evident că nu avem dreptate. E posibil să fie și asta, dar ce aș face e clar, aș solicita Institutului Național de Sănătate, INSP-ului sau Direcției de Sănătate Publică din județul respectiv date, pentru că ei au aceste date pe grupe de vârstă. Vitalie, la tine, la Chișinău, știu că situația este mai serioasă, hai să spunem așa, decât în România. Spune-ne pe scurt ce se întâmplă în Republica Moldova și să-i adresezi întrebările tale invitaților noștri. Da, într-adevăr, în Republica Moldova lucrurile au cam scăpat de sub control, deși autoritățile nu recunosc acest lucru. Chiar astăzi președintele Igor Dodon a ieșit și a anunțat că vede o dinamică pozitivă în ceea ce privește extinderea COVID, bazându-se pe numărul puținele teste făcute în weekend, când lucrează doar laboratoarele private și în baza acestor cifre a zis el că vede această scădere a dinamicii. Din punctul meu de vedere, lucrurile continuă să se agraveze și spun asta având în vedere discuțiile cu medicii pe care le-am avut săptămâna trecută, inclusiv în cadrul misiunii pe care o operez. Ei se așteaptă ca vârful acestui val să fie atins abia în 2 săptămâni, ceea ce înseamnă că de aici încolo lucrurile se vor agrava. Noi am încercat, legat de ce ziceați un pic mai devreme, de această propagandă care se observă și la noi și e destul de puternic promovată de cei care din diferite motive noi am văzut. În primul rând am văzut motivul religios. Am văzut acele demersuri halucinante pe care le-a transmis Mitropolia Moldovei, cea care aparține Patriarhiei Ruse, adresat autorităților Republicii Moldova, în care spuneau că îi cereau lui Igor Dodon să protejeze populația de vaccinare cu chip. Chipuri care spuneau ei că vor fi conectate la antenele 5G. Al doilea element în acest lanț de propagandă sunt patronii de firme, unele firme care în această perioadă înregistrează pierderi și chiar dacă ei sunt conștienți că virusul există, ei au trecut într-un fel de partea propagandiștilor pentru a obține aceste relaxări care, evident, duc la extinderea pandemiei, coronavirus.
Au fost proteste la Chișinău pentru deschiderea piețelor din Chișinău și Bălți, aici unde este cea mai mare aglomerație și piețele s-au deschis, iar la 2 săptămâni după ce s-au deschis piețele, toată lumea a văzut care a fost impactul, spitalele și secțiile de terapie intensivă s-au umplut pur și simplu. În momentul acesta, în Republica Moldova, paturi la terapie intensivă libere nu mai sunt. Deci toți pacienții care se vor interna în stare gravă de acum încolo vor fi internați și puși pe coridoare. O altă problemă pe care am văzut-o în această perioadă este infectarea medicilor. Noi am observat faza de început în martie, când autoritățile spuneau că sunt pregătite, toate instituțiile medicale din Republica Moldova sunt foarte bine echipate, medicii sunt echipați, și la 2 săptămâni după declanșarea, după instituirea codului roșu, nici măcar a stării de urgență, noi am văzut acele posteri ale medicilor care ne arătau că sunt obligați de administrația instituțiilor medicale să-și spele ochelarii cu care lucrau ziua, să-i spele, să-i pună la uscat și dimineața să-i îmbrace din nou. Deci, Vitalie, te-aș întrerupe puțin. Autoritățile, medicii de la Chișinău, din Republica Moldova, care tratează bolnavii în aceste momente, au cerut ajutor părții române, medicilor români? Din informațiile pe care le avem, da, s-a făcut prin intermediul, s-a încercat solicitarea acestui ajutor prin intermediul Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Din ceea ce ne-a comunicat nouă doamna Ana Guțu, secretar de stat în Ministerul de Externe de la București, ne-a spus că Ministerul de la Chișinău, Ministerul Sănătății de la Chișinău, a blocat acest demers, dar el totuși a ajuns la autoritățile din România și doamna Ana Guțu s-a implicat direct în acest proces și la și un ajutor din partea României, cunoaștem cu toții că a venit și cunoaștem și cum a fost întâmpinat la Chișinău acest ajutor sub un pod HIDOS de la telecentru. Deci, în ceea ce observăm, e un fel de politizare a acestui fenomen, a acestui proces de ajutor pe care l-a oferit Republica Moldova, având în vedere că 2020 este și an electoral în Republica Moldova, iar Igor Dodon, care controlează în momentul acesta puterea prin intermediul coaliției PDP-SRM, se vede deja candidat și câștigător, sau cel puțin candidatul care va ieși în turul al doilea. Pe acest fundal, evident că toată această bâlbâială legată de comunicarea autorităților ceea ce privește în perioada crizei COVID a fost una duplicitară. Noi am văzut mesaje total diferite a celor de la Ministerul Sănătății, de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pe de o parte, și a guvernului Chicu și a președintelui Igor Dodon, pe de altă parte. Unii spuneau o situație foarte complicată, Vitalie, la Chișinău. Noi o să rămânem în legătură și urmărim cu atenție. Aș trece un pic mai departe, pentru că și timpul ne presează un pic și avem foarte, foarte multe întrebări de la cititori și aș începe cu cea care a provocat oarecum dezbatere destul de intensă în ultima perioadă, cea a simptomaticilor. Domnule profesor Rafila, vă întreabă un cititor, Justin Pușcașu se numește el, până la urmă asimptomaticii sunt contagioși, cam ce procent din totalul îmbolnăvirilor au fost transmise de acești asimptomatici și dacă există vreun studiu serios în acest sens? Infecția poate fi transmisă și de persoane asimptomatice.
Nu cred că în România avem o contabilizare a numărului de cazuri primise la nivelul persoanele asimptomatice și cele simptomatice, dar totuși trebuie să înțelegem niște lucruri. Unele persoane sunt asimptomatice, transmit boala, și ulterior devin simptomatice, pentru că există o perioadă între momentul infecției și momentul apariției simptomelor. Persoana respectivă poate transmite boala. Alte persoane rămân asimptomatice pe tot parcursul infecției și sunt descoperite mai mult sau mai puțin întâmplător. Dacă vreți ca experiență personală, cunosc cazuri și nu unul, de persoane care s-au îmbolnăvit de la asimptomatici. Asimptomatici au fost descoperiți ulterior, după ce o anumită persoană s-a îmbolnăvit, ei au fost descoperiți ulterior și ei erau de fapt sursa infecției. Deci transmisibilitatea bolii, chiar dacă este, dacă vreți, se produce într-o proporție mai mică, este posibilă și de la persoanele asimptomatice. De, nu cred că e niciun fel de problemă ca o persoană care este diagnosticată ca fiind asimptomatică să meargă într-un spital, să fie examinată, să fie monitorizată câteva zile, încât să existe un verdict medical. Câteodată persoane sunt asimptomatice dacă prezintă lesiuni pulmonare. Unii sunt internați asimptomatici și după o săptămână încep să prezinte simptome. E o boală care acționează insidios și nu este un lucru rău ca ei să fie izolați. Așa este recomandarea și de la Centrul European de Control al Bolilor și de la Organizația Mondială a Sănătății. Discuția mai degrabă este unde să fie ei izolați. E clar că trebuie să fie izolați, fie într-o unitate medicală, fie într-un spațiu oarecum medicalizat, dar dedicat. În Italia, de exemplu, regimurile care au mers bine au izolat persoanele asimptomatice în hoteluri ca să reducă riscul de transmitere în familie, pentru că acest lucru a fost documentat chiar începând prima transmiterea în familie de către persoanele asimptomatice a infecției. Așa că discuția aceasta legată de internarea cu forța mi se pare puțin exagerată, pentru că să știți că aceste internări au fost făcute cu prin semnătură, adică există un consimțământ al pacientului să fie internat. Este adevărat, am avut probleme și până de curând legat de menținerea în spitalizarea celor care rămâneau excretori de virus și care de fapt nu mai reprezentau un pericol, nu mai transmiteau infecția, dar și aici cunoașterea a progresat. Nu am avut aceste informații sau nu eu neapărat, dar în general lumea medicală de la început s-a crezut că ei pot transmite în continuare infecția chiar dacă nu mai aveau simptomatologie. S-a stabilit o perioadă de siguranță de 10 zile și în momentul de față știu bine că aceste persoane sunt internate nu mai mult de 10 zile, persoanele care rămân asimptomatice pe tot parcursul internet. Întreabă același cititor care este rata de teste fals pozitive și dacă în această situație un om care pare că a fost infectat cu coronavirus și este asimptomatic, este internat în spital unde s-ar putea contamina practic, adică ar putea dobândi infecția. El este internat în spital, dar el este investigat în spital, adică un simplu test pozitiv nu este suficient pentru al... În general, orice test are nevoie și de o confirmare, așa funcționează testele de laborator. El este investigat și din punct de vedere al posibilor de fiul pulmonare, până la urmă nu face altceva decât să îi se facă o investigație, inclusiv un alt test de confirmare și numai în aceste condiții el practic rămâne în spital. Dacă după acel test inițial pozitiv era înainte, avea două teste consecutive negative, automat era eliberat în spital, se întâmplă și acum același lucru, deci posibilitatea asta e mai puțin probabil să fie cineva internat cu forță. Sigur că discuția pe care putem să o avem este legată de, și trebuie să fim sinceri, de proporția persoanelor asimptomatice din totalul cazurilor, adică
Avem o statistică de profesor în acest moment? Nu avem, avem un studiu făcut de un operator privat la Suceava. La Suceava, unde circa 2% din populația orașului s-a îmbolnăvit, deci sunt cazuri documentate. Studiul de seroprevalență făcut de un operator privat arăta că 20% din adulți, pentru că nu s-a făcut și la copii și la tineri, deci din adulți, persoane cred că peste 18 ani, trecuseră prin boală, ceea ce e un procent care nu este neașteptat. 1 la 10 a fost și proporția din Franța sau din Spania în urma studiilor de seroprevalență. Sigur că noi să vedem la nivel național și pe grupe de vârstă și pe regiuni ce s-a întâmplat, dar proporția mare de cazuri asimptomatice nu este neobișnuită în Franța, de exemplu, în jur de 5-6% din populația trecuse prin infecție la data la care se făcuse acest studiu, ceea ce înseamnă câteva milioane de locuitori, 3 milioane, peste 3 milioane de locuitori, la circa 300 de mii de cazuri care fusese la anterior diagnosticate. Dar, repet, asimptomaticii pot transmite boala și chiar dacă reușim să identificăm o parte, o proporție mică dintre ei, luarea măsurilor ca să limitez posibilitatea de transmitere infecției este rațională și nu este nimic neobișnuit. Mi pare bine că în sfârșit Ministerul Sănătății a reglementat această situație și lumea știe cât are de așteptat în cazul în care cineva se dovedește că este infectat. Vlad Mixici, aș reveni acum la tine cu o întrebare de la colegii de la Euractiv. În ce măsură asimptomaticii și nu numai ei, care acuză sechestrări, ar fi reacționat altfel dacă ar fi avut suport psihologic? Da, e problematic dacă acest suport psihologic ar fi putut fi acordat altfel decât prin folosintele. E o formă de teleterapie până la urmă. E posibil să fi fost util, deși acest suport psihologic în condiții de urgență, de sănătate publică, este cumva în al doilea val de intervenție. E o întrebare foarte bună pentru că nu am citit sau văzut pe undeva până acum să se pună această problemă în România și ar fi interesant de văzut dacă acordarea acestui tip de suport psihologic ar duce la scăderea revoltei împotriva acestei carantinări până la urmă. Cred că, însă, dincolo de suportul psihologic, mai util ar fi fost și ar putea să fie în continuare ca fiecărui om să-i se explice cât se poate de clar, dacă se poate de personal medical care să aibă răbdare și timp să o facă, de ce, care sunt motivele, ce se poate schimba, evident, în funcție de evoluția dovezilor științifice existente la momentul respectiv și a protocoalelor care sunt puse în vigoare. Aici e o tară a sistemului medical românesc mai veche și anume această scădere. Mai degrabă întâlnești personal medical care și din cauza faptului că este foarte încărcat profesional și au oamenii foarte multe lucruri de făcut, nu au timp să se ocupe de acest tip de comunicare. În străinătate există persoane special pregătite pentru asta, uneori au pregătire psihologică, alteori nu. Dar, cum am mai spus, deși așa ar fi normal să se întâmple și să există astfel de lucruri de sprijin, de mecanisme de sprijin, e în același timp un pic naiv să ne așteptăm că brusc în 3 luni de zile sistemul medical românesc se dă de 3 ori peste cap și se va transforma din broască în prinț. Și asta am văzut din păcate. Tragem după noi multe ghiulele, ca să zic așa, din ultimii 30 de ani. Mai vreau să mai adaug ceva apropo de discuțiile legate de infodemie și de și remarc de pildă
Un lucru care pentru mine este absolut surprinzător și în același timp revoltător. Tocmai am citit o știre despre prima carte care a apărut despre pandemie, este coordonată de cineva de la Iași, e publicată la editura Institutului European din Iași. Și ca să înțelegeți despre ce vorbim, pentru că eu nu cred că oamenii, adică IT-istul sau inginerul sau doamna care lucrează la supermarket sunt vinovați pentru faptul că cred în astfel de teorii și de conspirații. Și nici nu pot fi responsabilizați. Responsabilii și vinovații sunt în altă parte. De pildă, această carte are 48 de texte. Una dintre secțiuni este numită Revenirea la experți. Și este o carte despre pandemia de coronavirus. Iar în Revenirea la experți sunt publicate texte, e publicat de pildă un text de Dan Pulc. Și repet, vorbim de secțiunea Revenirea la experți. Deci Dan Puric este altfel un mim foarte talentat, dar este specialist în pandemie. Și tot în această carte, de pildă, avem texte de genul semnate de academicieni, de altfel, în care se spune că la noi virusul a fost lăsat să vină ca să fie avantajați marile corporații comerciale, farmaceutice, alimentare și tefeliștii salariați și așa mai departe. Am citat dintr-un text scris de un academician al Academiei Române. Vedeți, tot acest melanj nu vine de altundeva decât și poate sună comun, dar nu e deloc comun. Nu vine de niciun de altundeva decât din înfiorătoarea răsturnare a mecanismelor de bun simț în care oameni care au o anumită competență, luciditate și educație sunt promovați profesional în România. Și asta se întâmplă de mulți ani de zile și se vede și în rezultatele sistemului educațional pe care le avem și așa mai departe. Mie mi se pare impardonabil și nu există niciun fel de scuză dreptului la opinie, pentru că asta nu este drept la opinie, ci este drept la prostie. Evident, oricine are dreptul la prostie, dar nu are dreptul să și disemineze larg. Ori această carte, din câte văd, este finanțată printr-un grant oferit de Ministerul Educației. Deci lucrurile sunt mult mai adânci și cel mai facil este să dăm vina pe oameni, că oamenii din România sunt cum sunt, că cred în astfel de conspirații și așa mai departe. Lucrurile sunt mult mai adânci. Acesta e răspunsul facil și comod. O relaxare din punct de vedere al omului de rând, care nu mai este atât de constrâns, hai să zicem așa, în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva coronavirusului, vine poate și din faptul că în toate acele raportări ale deceselor, la marea majoritate sunt menționate comorbidități. Oamenii sunt foarte tentați să spună că oricum mureau și de la o gripă simplă acei pacienți. V-aș întreba, de fapt vă întreabă un cititor Hot News, domnule profesor, de ce nu se face distinția între morți de COVID și morți cu COVID? Facem altceva decât să punem în practic o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la modul de raportare a deceselor, plecând de la premisa că oricine este infectat cu noul coronavirus și a decedat, cu excepția celor care au mort violent de accidente, lucruri de genul ăsta, infecția cu noul coronavirus a contribuit la deces, pentru că ce spunea dumneavoastră mai devreme este, de fapt, exact și situația cu coronavirusul. Adică dacă cineva are o afecțiune cronică și moare după o banală gripă, cum spunea dumneavoastră, tot așa, acea persoană, dacă face infecția cu nouă coronavirus, moare datorită, sigur, afecțiunii de bază, dar
moartea este prematură, cât timp, nu știm, poate e prematură cu o săptămână, o lună sau un an, dar este o moarte prematură care coincide cu infecția cu noul coronavirus. Din cauza aceasta se face în acest mod raportarea, ca să poată să existe și o intercomparabilitate a datelor între țări. Sigur că aprecierea ulterioară, să încercăm să împărțim persoane care au fost infectate persoane care, de exemplu, au murit de pneumonie datorată direct infecției cu coronavirus sau datorită insuficienței cardiace care a fost agravată de infecția virală, lucrurile astea sunt discutabile inclusiv din punct de vedere medical. Și atunci, pentru a avea o înțelegere, s-a luat această decizie care mi se pare corectă. Vă știți că aceste cifre, pentru cei care doresc să afle, pentru că sunt foarte mulți care spun că, domne, mult mai puțină, e mult mai mică mortalitatea decât ce declarată, sigur că după un studiu de seroprevalență, putem să corectăm datele de mortalitate, împărțind numărul sau raportând numărul de decese la un număr mai mare de cazuri, pentru ce ar trebui însemna, sigur, și o mortalitate mai mică. Dar ea, totuși, o să vedeți și în acel moment, va rămâne de câteva ori mai mare decât mortalitatea, de exemplu, prin infecția gripală. Eu nu știu dacă lucrul ăsta e așa de important. Eu pot să vă spun că sunt multe persoane vârstnice, uitați-vă ce s-a întâmplat, de exemplu, în Italia, care au decedat în urma infecției cu acest coronavirus și care aveau, am văzut o statistică la un moment dat, în majoritate aveau două sau trei comorbidități, adică și alte boli cronice, aflate într-un stadiu probabil destul de avansat, dar asta nu înseamnă că ei ar fi murit oricum dacă nu făceau această infecție. Din cauza asta există acest tip de raportare și nu cred că trebuie neapărat să ne legăm de acest lucru. Mai degrabă trebuie să încercăm să fim echilibrați în opinii și să vedem, de exemplu, că și persoane tinere, aparent, fără comorbidități, au fost victime sau au făcut forme grave ale bolii. Cunosc destul de multe cazuri de acest gen și mi se pare că e foarte riscant că tot discutăm, suntem împreună cu colegii din Iași, să știți că Iași e un centru de efervescență, așa am menționat și Vlad puțin mai devreme, în ceea ce privește negarea fie a existenței virusului, fie a importanței în ceea ce privește patogenitatea și consecințele asupra sănătății publice. E un grup acolo de gânditori în jurul unui celebru medic care era specializat în medicină legală. Din păcate, sunt o amestecătură de tot felul de date confuzive, false, care este pusă la dispoziția publicului, conotații religioase și așa mai departe, care nu fac altceva decât să creeze o falsă informare care în finale lipsită de bună credință și chiar de profesionalizare de persoane din România. Domnul profesor, pentru că menționați un medic legist, v-aș întreba dacă la pacienții care au suferit de COVID-19 și au decedat se fac autopsii în acest moment în România. Știu că nu este recomandat efectuarea de autopsii pentru a evita riscul de îmbolnăvire a personalului care face acest lucru, dar în mod evident există posibilitatea unui diagnostic al infecției și faptul că cineva a decedat mai repede datorită infecției cu coronavirus, la boala de bază, să spunem, a fost vizitat în insuficiența cardiacă, congestivă sau hipertensiunea arterială sau o altă afecțiune cronică, asta nu înseamnă că infecția cu coronavirus poate fi exonerată, dacă vreți, de contribuția la producerea decesului. O scurtă completare la întrebarea aceasta. Să știți că în foarte multe cazuri medicale există comorbidități. În foarte multe decese, mai ales cele petrecute în spital, există comorbidități. Nu doar când vorbim despre COVID-19. În general, mai ales peste o anumită vârstă, în special dacă vorbim și de bolnavi cronici,
persoana respectivă are mai multe patologii, suferă de mai multe boli asociate în același timp. E și cazul în întrebarea ridicată de către cititor. Și aici mai e ceva, pentru că ăsta e un punct foarte important și în general în sănătate atunci când se iau decizii, nu doar în contextul pandemiei. E foarte important să înțelegem că o viață, de fapt există și acest indicator larg folosit în politicile de sănătate, anii de viață pierduți sau anii trăiți cu o anumită dizabilitate, ei sunt importanți și fiecare săptămână de viață pierdută are o valoare atât din punct de vedere uman, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere economic, evident. Fiecare săptămână din viața fiecăruia dintre noi, indiferent de ce vârstă avem, indiferent de ce patologii asociate avem, poate să facă diferențe foarte mari la nivel individual sau la nivelul familiei. Și vă dau un exemplu. Există suficient de multe cazuri de medici care fac eforturi foarte mari, aparent uneori chiar ilogice din punct de vedere economic sau al timpului și eforturilor investite pentru a prelungi viața unor persoane care au boli foarte grave, aflate în stadiul ultim. De ce? Doar pentru ca bunicul să apuce să-și vadă nepotul. Sau doar pentru ca bunica să mai petreacă încă un Crăciun împreună cu familia. Și la nivel personal și individual, lucrurile acestea sunt extrem de importante. Tocmai de aceea, atunci când coronavirusul dă un ghiont unei persoane pe scara care o să coborâm toți mai devreme sau mai târziu și care îi spune moarte, asta nu este nici dovada unei manipulări a datelor, nici înregistrarea acestui fapt. Nu se încearcă nici manipularea datelor, nu e nicio eroare metodologică, ci este pur și simplu un lucru care se face în medicină de mult timp, se înregistrează ca atare. De ce? Pentru că în final vorbim de o minimă empatie și umanitate pe care toți cei care practică medicina ar trebui să o aibă. Ar trebui. O ultimă întrebare de la cititori înainte de a-i lăsa pe colegii mei de la Chișinău și de la Iași să vă pună câte o întrebare în finalul acestei emisiuni. Domnule profesor, întreabă un alt cititor, care este procentul dintre cei vindecați care au rămas cu sechele? Nu cred că au putut fi evaluați din acest punct de vedere. Mai mult, sechelele care rezultă câteodată nu sunt evidente chiar în momentul externării, dar să știți că este un procent important care rămân cu sechele la nivelul aparatului respirator, dar și la alte țesuturi și organe, pentru că boala s-a constatat că nu afectează exclusiv plămânii, ci afectează multe alte țesuturi și organe, cum vă spuneam. Și există oameni care fac miocardită, de exemplu, afectată la nivelul inimii sau la nivelul sistemului nervos. Știu eu, pierderea gustului și a mirosului este o chestiune minimală, dar poate să persiste câteva luni, se pare. Dar asta nu este chiar așa de invalidantă, cum sunt alte sechele care necesită inclusiv recuperare. Sunt multe persoane care încă nu au reușit să recupereze în urma acestei infecții, chiar și persoane tinere. Și întrebarea e bună, pentru că dincolo de deces, pentru că de multe ori ne referim doar la deces, nu ne referim și la consecințele bolii în ceea ce privește prezența sechelelor, iar procentul cu siguranță este apreciabil, cel puțin în rândul pacienților care sigur au fost simptomatici. Mulțumesc! O să încep cu Vitalie Călugăreanu de la Chișinău. O ultimă întrebare pentru invitații noștri din această după-amiază.
Da, mulțumesc. E o adevărată dispută chiar în aceste zile la Chișinău legat de numărul de teste pe care trebuie să le facă autoritățile. Autoritățile spun că nu este necesar acum ca testarea să aibă loc mai masiv decât are loc acum. Asta însemnând, ca să înțelegeți, la noi acum se fac 1000 de teste pe zi, dintre care cam 370 se confirmă pozitive. Și autoritățile spun că nu trebuie să facă mai mult, pentru că e suficient, sunt testați doar cei cu simptome. Pe de altă parte, avem medicii și societatea civilă care spune că și insistă să se facă o testare masivă sau cel puțin mai multe teste să fie făcute. Și în contextul ăsta vreau să întreb pe invitații dumneavoastră cum e mai bine, adică să ne spuneți dumneavoastră o privire de acolo unde faceți mai multe teste în România, să ne spuneți cât de important este să se facă totuși teste sau să nu se facă. Încep eu, dacă îmi permiteți. Deci trebuie făcute la toate persoanele simptomatice testele, indiferent de proveniența acestor persoane simptomatice. Fie că recomandă medicul de familie, fie că recomandă un ambulator de specialitate sau un spital. Trebuie făcute teste la acele categorii care sunt la risc, dacă vreți, pacienți dializați, cred că și Republica Moldova aveți dializă. Pacienți dializați, pacienții care urmează să fie supuși unor proceduri de chimio sau radioterapie sau unei intervenții chirurgicale oncologice. Trebuie toate aceste categorii de pacienți trebuie testați. Mie mi se pare însă surprinzător de mare, din ce spunea dumneavoastră, procentul, adică 370 de cazuri pozitive din 1000 de teste, 37% e un procent mare, este enorm. Și asta mi arată o transmitere comunitară intensă, care cred că ar trebui să ducă la testarea mai multor persoane, adică cred că ați afla că sunt de fapt mai multe cazuri decât cele pe care le raportați acum și dacă depistăm mai multe cazuri, atunci și riscul de transmitere scade, pentru că persoanele depistate sunt izolate. Procentul ăsta, noi n-am avut acest procent nici măcar la început. Am avut 15-18% din probe pozitive, dar 30, peste 30% n-am auzit în nicio țară. Pe de altă parte, știți că acum e un punct de vedere și în alte țări, mult mai mari și mai importante, că dacă vrei să mai cazi, nu testezi. Adică nu este, cred, o licență neapărat a domnului președinte Rodor, că și alte persoane s-au exprimat în același sens. Dacă nu vrei să știi despre ce e vorba, nu testezi, e adevărat. Însă sunt curios să știu care este situația în secțiile de terapie intensivă din Republica Moldova, pentru că acolo avem de multe ori răspunsul. Dacă aveți foarte multe persoane la secțiile de terapie intensivă, atunci înseamnă că e o problemă care este insuficient cunoscută și abordată în ceea ce privește infecția cu nouă. Da, tocmai ziceam un pic mai devreme că toate secțiile de terapie intensivă din Republica Moldova în momentul acesta sunt arhipline. În momentul acesta sunt 479 de pacienți foarte gravi, dintre care 31 sunt conectați la aparate de ventilare artificială. Și numărul continuă să crească, din păcate, și pe fundalul ăsta au apărut, iată, aceste discuții despre necesitatea testării. Și cu 2 zile în urmă, dacă nu greșesc, cei de la Agenția de Sănătate Publică ne-au anunțat că teste mai sunt pentru o lună, deci se cam epuizează stocul de teste în Republica Moldova și iată, din senzația noastră este că din acest motiv aceste teste se fac puține ca să ajungă pe o perioadă mai lungă. Madalina, de la Iași, întrebare pentru invitații noștri? Eu eram curioasă să aflu așa o părere personală dacă ar mai rezista România la o a doua perioadă de izolare.
Dacă ar fi cazul, da. Eu eram un comentariu foarte scurt. Nu știu cine trebuie să reziste la doar perioada de izolare. Vă spun că economia nu cred că o să reziste la doar perioada de izolare. Noi trebuie să învățăm să funcționăm cu acest virus, dar încercând să respectăm câteva măsuri. Altfel, ideea asta cu izolarea, cu armonica, izolăm, deschidem, dacă facem de multe ori acest exercițiu, cred că după aia nu mai e cazul să mai punem niciun fel de trenor. Vlad Mixici? Da, e politica de sănătate deșteaptă într-o astfel de pandemie înseamnă să atingi echilibru dintre sănătatea publică și sănătatea economică. Acest lucru, cel puțin asta spun propunerile la nivel internațional existente până în prezent, poate fi atins prin două instrumente. Odată aplicarea unor măsuri de control al pandemiei cât se poate de specific pentru regiuni, arealuri geografice unde se constată o creștere mare a numărului de cazuri, inclusiv pentru acele profesii care sunt mai expuse, și doi, și prin asta cumva îți dai și un răspuns la întrebarea lui Vitale Călugăreanu, toată lumea e unanim acceptat în acest moment în lumea sănătății publice că strategia de test, track and trace este cea care a dat cele mai bune rezultate până în prezent. Așadar, capacitatea de a testa și de a efectua anchete epidemiologice cât se poate de rapid este extrem de importantă pentru a atinge acest punct de echilibru între sănătatea economică și sănătatea publică. Primele luni cu acele măsuri restrictive au oferit de fapt autorităților posibilitatea să se pregătească, pentru că mulți au fost luați prin surprindere, să se pregătească pentru a putea să implementeze niște politici de sănătate inteligente. Acum vom vedea și sperăm că vor fi implementate și măsuri inteligente, nu doar tipul de măsuri care au fost luate și în 2020, și în 1980, și în 1918, și în secolul 17, 16 și așa mai departe în alte pandemii. Mulțumesc invitaților mei din această după-amiază, profesorul Alexandru Rafira, Vlad Mixiș, colegii mei de la Chișinău, Vitalie Călugăreanu, și de la Iași, Mădălina Olariu. Sunt Clarice Dinu și vă aștept din nou la întâlnirile Hot News la distanță. Până atunci, multă sănătate!